Nu. Okay. Frate Marian, după câțiva ani buni de când nu ne-am văzut, suntem bucuroși să fim din nou cu voi împreună și prin intermediul internetului, să știți că ne-am bucurat cu voi și v-am admirat misiunile și toate lucrările, containerele care ați trimis și tot ce ați făcut, tot ce v-a ajutat Dumnezeu să faceți și vă iubim. Vă iubim din toată inima și Domnul să fie cu voi mai departe. Noi de 30 de ani suntem în Portland, după 10 ani de California și în tot timpul ăsta ne-a pus Domnul pe inimă să ne ocupăm de copii, să învățăm să cânte la instrumente. Chiar ne-a întrebat fratele, salutări de la fratele Vasile Câmpian și de la conducerea bisericii, by the way, sorry. Chiar ne-a întrebat fratele Câmpianu nu de mult cam câți copii am învățat la instrumente. Peste 700 de copii în 40 de ani. Sunt împrăștiați în toată America. Avem și pe coasta de est și pe coasta de vest și în mijloc. Și m-a întrebat cineva de la ce vârstă luăm copii. Am zis de la 6 ani. Să știe literele, să poată să citească notele. Și dacă copilul meu o să aibă 6 ani în 2 luni, ok, îl luăm și pe el. Și Domnul ne-a dat până acum răbdare și izbândă. Mulțumim Domnului pentru toate. Avem din orchestranți care dirijează și poate chiar la urmă o să dirijez și eu o cântare, dacă mai se poate, dar până atunci dăm locul sau timpul pentru cei tineri. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumim pentru primire și pentru că ne-ați îngăduit aici. Mulțumim!